Стаса мели, да? Угу. А чек почему не дают? У меня сегодня касса закрыта. Если закрыта касса, так вообще нельзя работать. Я... Uitați, vă e centrul de sănătate, medicina preventivă, aici chiar alături și aici magazinul care în centru vinde pateuri cu mucegai. Domnul Ivan Andreiți, dumneavoastră sunteți la medicina preventivă, se ocupă acum cineva cu așa cazuri, cum pătiuri, cu mucegai, sau la dumneavoastră aici nu se ocup? Deci... referitor la casă? Referitor la calitatea produselor alimentare, pot să vă spun că acum se ocupă Agenția Națională privind siguranța alimentelor. Da, bine. M-am adresat la subdiviziunea teritorială Brăcei. Ne-am adresat cu plângerea domnilor cu pateuri la secția consumatorului, protecția consumatorului din Briceni. Ne aflăm la direcția raională, aici pe domnul Violin. Violin, avem o plângere aici în privința, ați citit-o deja. Ce ne puteți spune despre pateurile astea care au fost cu mucegai, așa vorbind? La general, despre reclamația dumneavoastră, noi putem să spunem că reclamația a fost înregistrată pe numele dumneavoastră și copia la reclamație se primită dumneavoastră și o copie se trimite la Chișinău, la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, la persoanele responsabile cu care se ocupă colegii noștri cu protecția consumatorului, care noi așteptăm răspunsul ca să fie înregistrată de la dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, vor fi amendați sau ce se va lua măsuri cu dumneavoastră? Când vom primi răspunsul la această reclamație, se efectuează un control. Agentul economic care a încălcat și care este persoana care este reclamată, va fi, dacă se va găsi vinovată, va fi pedepsită conform legii. Не надо меня снимать на телефон, не надо. Почему? Чтобы люди знали.